Proiectul de reabilitare al blocurilor din Timișoara implementat de administrația Fritz continuă. Dacă în 2020 erau doar 3 blocuri finalizate, la sfârșitul lui 2023, 15 imobile erau deja gata, iar proprietarii s-au putut bucura de avantajele reabilitării termice. Un proiect vechi de, cred că, peste 15 ani, care în ultimii 2 ani a ajuns la finalizare. Suntem pe acoperișul blocului de pe Nicolae Titulescu, numărul 10A, unde tocmai ce am finalizat reabilitarea în întregime acestui bloc. Și aș vrea să o las pe Claudia să spună un pic care îi se pare că sunt avantajele și cât de greu a fost să ajungem aici. A fost greu, foarte greu, până am trecut toți pașii, până s-au aprobat, apoi s-au schimbat soluțiile tehnice, apoi s-a schimbat proiectul, apoi am resemnat alte documente, a demarat proiectul, apoi a început lupta cu locatarii, lupta cu constructorul, lupta cu primăria, finanțarea prin ADR. A fost o luptă grea, dar cred că avantajele se văd și la sfârșit toată lumea va fi de acord. Facturile la încălzire pot să confirm că au scăzut la jumate pentru cei care au încălzire pe cold term. Asta iarna, dar și vara cred că este un deocamdată l-au simțit iarna. Cei care au avut 2 camere și au trecut astă vară pe anvelopată spun că și vara au putut scud fără o instalație de climatizare pornită. Îți mulțumesc, Claudia. E doar un bloc din peste 52 de blocuri pe care le avem în lucru. Începem acest proces amplu, întârziat, de uite, peste 15 ani, de a izola termic blocurile din Timișoara. Suntem pe Gheorghe Lazar, numărul 36, unde un alt bloc din Timișoara este reabilitat. Precum vedeți în spatele meu, schelele sunt mortante pe bloc, în acest moment se lucrează. Partea interioară a fost finalizată și undeva în următoarele 2 luni de zile, 3, acest bloc va fi finalizat. Alături de mine este și un administrator. Cu ajutorul acestui an vom reabilita încă undeva la 30 de blocuri. Și în acest an, alte 30 de blocuri vor fi reabilitate.